Lucrările de modernizare continuă în cartierul Banovița, întrucât de această dată se asfaltează strada Someș. Se va realiza rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, alimentarea cu gaze și se vor amenaja trotuare și căi de acces la locuințe. Una din prioritățile primarului municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, a fost diminuarea diferențelor dintre zonele centrale ale orașului și zonele mărginașe. În acest moment, după luni întregi de muncă, cetățenii din cartierele Banovița și Apolodor pot spune că locuiesc într-una dintre cele mai luxoase zone din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Văd că de la zi la zi vă dezvoltați, avansați, ăsta e un lucru bun. Avem și o variantă de finalizare, când credeți că... Așteptăm niște comenzi. Am rigolele, pluvialele care trebuie să-mi vină, comandate și trebuie să apară. Și stâlpii pentru iluminat care vin galvanizați. Mi-a dat galvanizați și nu face decât o firmă din Timișoara. Da. Ce valoare avem aici la proiect? Păi valoarea totală este de... 1.600.000 și avea. Cu TVA cu tot. Da. De această dată au început lucrările de asfaltare pe strada Someș, unde infrastructura rutieră era grav afectată. După cum vedeți noastră, aici era câmp odată. Am venit, am introdus atât rețeaua de gaze, cât și apă și canalizare. În dreapta mea sunt terenuri virane, dar sunt terenuri ale oamenilor. Îi rog și pe această cale, prin intermediul dumneavoastră, să vină să se branșeze la apă, să se branșeze la canal, pentru că timp de 5 ani de zile după ce vom asfalta această stradă, nu le vom mai da posibilitatea să se branșeze. De asemenea, primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, îi roagă pe deținătorii de terenuri să le curețe și să le îngrijească pentru a nu fi penalizați. Vom obliga și proprietarii să vină să-și facă ordine, curățenie pe terenuri, eventual dacă vor să apuce de construcții, în momentul acesta au tot ce le trebuie. Curentul este în zonă, iluminat, apă, canal, gaze, așteaptă doar investițiile particulare. Dar în același timp îi atenționez că dacă nu și vor îngrădi terenurile, dacă nu le vor curăța, le vom mări, că ne permite legea, până la 500 de ori le vom mări impozitul pe teren. Eu cred că noi, primăria, în acest moment ne-am făcut datoria atât față de cei care stau în zonă, pe strada Someș, că suntem pe strada Someș, cât și față de cei din cartier. De asemenea, o veste bună pentru locuitorii zonei Apolodor-Banovița este aceea că vor avea parte și de un părculeț de joacă pentru copii. Venim cu o concepție nouă în ceea ce privește lucru în cartiere, mai ales în cartierele noi, mai ales acolo unde oamenii își construiesc locuințe noi, să le asigurăm toate facilitățile, să nu mai migreze din cartierele în care sunt, să meargă în alte zone, în alte cartiere, în zona centrală. Ne raportăm aici la o creșe, ne raportăm la o grădiniță, ne raportăm, așa cum lucrăm acum, la loc de joacă, teren de sport. Deci dorim ca oamenii care locuiesc și trăiesc în acest cartier să nu meargă la 7 km, să aglomereze zonele centrale, să le aibă toate aici. Cât putem să facem, facem și gândim la un mod unitar. Da? Gândim să aibă tot ce le trebuie ca să locuiesc aici. Inclusiv o să lucrăm și la parcul acela de la intrare dinspre sensul giratoriu și aici zonele care o să aparțină primăriei o să intrăm să le modernizăm. Vrem să facem și un parc frumos în această zonă, dacă putem pe bani europeni, pe bani europeni, dacă nu, le facem acest parc și pe banii primării. Repet, important este ca oamenii care locuiesc în aceste zone să le aibă toate lângă ei, să vină seara de la muncă și să își ducă copiii într-un parc, la un loc de joacă, să poată să joace un fotbal, un basket, exact așa cum vedem în exterior, așa cum vedem în țările dezvoltate, trebuie și noi să ne pliem, să ne raliem la ceea ce vedem frumos și practic în alte zone. Primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, a schimbat complet fața acestei zone, îmbunătățind nivelul de trai al cetățenilor. S-a urmărit în general dezvoltarea Severinului prin aceste cartiere mărginașe și dacă tot ne-am apucat să le dezvoltăm, am venit totodată și cu utilitățile, de așa manieră să nu mai
fie nevoie să se intervină în aceste cartiere mult timp de aici încolo. Acum ne aflăm pe o investiție din buget local care închide cumva cercul, având în vedere că avem un proiect foarte mare pe fonduri europene de 30 ceva de milioane de lei. Acestea vin ca anexe, conexe, să închidă străzile din interiorul acestui cer, de așa manieră încât în viitorul apropiat să ne situăm aici într-un cartier frumos, cum de altfel în zona Apolodora ați văzut că s-a dezvoltat. Este o investiție complexă pe care locuitorii zonei o așteptau de ani de zile și vizează nu doar asfaltarea străzilor, ci și modernizarea rețelei de apă canal, preluarea apei pluviale, extinderea rețelei de gaze naturale și amenajarea trotuarelor. Da. Da, o să fie ca efectiv ca în oraș. Sigur da. Că da. Da. Bună ziua. Ce faceți? Mai bine, să trăiți. Da. Numai bine. Vă place ce lucrăm aici? Mi-e place, domnul primar. Da. A venit și rândul dumneavoastră aici după da. Ani de zile în care nu s-a făcut nimic. Și vedeți, tot suntem apă, foarte canal. Mulțumiți. Da. Mă bucur. Cu mare drag vă așteptăm pe la noi. Uitați, sunt prezent la lucrări. Să ne vedem cu bine. Suntem foarte mulțumiți. Din punct de vedere, chiar foarte mulțumiți. Domn primar a făcut ceea ce trebuia de mult făcut și n-a făcut nimeni. Marius Creciu, primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, a acordat o atenție deosebită acestei zone, iar acum cetățenii de aici vor avea parte de un cartier modernizat și reabilitat la standarde europene.